Și comentăm pe marginea acestui subiect cu psihologul Karen Rosner. Bună ziua! Bună ziua! Vă mulțumim pentru intervenția în jurnal. O mare parte din copiii petrec foarte mult timp online în această perioadă sau în aceste vremuri, fie cu jocuri de acest tip, fie cu altele. Cum ne dăm seama că trebuie să luăm măsuri? Faptul că acest joc a atras atenția, de fapt, ne-a făcut să conștientizăm cât de important este jocul online pentru copii și cât de mulți sunt ei implicați și cât de greu este pentru părinte să intervină și să lucreze cu copilul astfel încât să-l orienteze către alte activități. Sigur că un copil înțelege mai greu și poate uneori eronat faptul că părintele îl atrage către alte activități și interzice uneori jocul online. Dar este spre binele lui să înțeleagă acest lucru și părintele să aibă posibilitatea, înțelepciunea să-i arate și o altă variantă. Acest joc, în mod particular, cred că a atras atenția asupra mesajelor asociate acestor jocuri, pentru că mesajul în acest caz este ori ești bun, ori ești eliminat. Sugestia este nu poți să te reabilitezi, nu poți să te îndrepți, performanța și presiunea performanței este foarte mare. M-ați întrebat despre rolul important al părinților în acest caz. Sigur, nu ar trebui în momentul de criză, ci timpuriu, părintele să inoculeze copilului disciplina și normele sănătoase la care să se raporteze, pentru că foarte mulți copii se poziționează ca supuși acestor jocuri, se refugiază și jocul înseamnă pentru ei viața lor, sensul vieții lor. Preocuparea lor mentală și comportamentală este îndreptată spre această activitate, activitate pasivă pe de o parte și pe de altă parte care creează dependență. Sigur că în momentul în care intervine fie părintele, fie jocul în acest caz și îl scoate din grup, din zona de joc, copilul se simte singur, se simte exclus, are trăiri foarte dureroase, iar excluderea din joc este similară cu excluderea din grupul de apartenență, ceea ce este foarte grav pentru un copil. El o trăiește foarte intens din punct de vedere emoțional. Interpretarea lui este una exagerată, sigur că de foarte multe ori deformată, însă nu putem nega reacția pe care copilul o are, o reacție emoțională foarte puternică, de uneori de a distruge ce este în jur, alteori de a țipa și de a avea conflicte cu cei din familie, alteori o furie pe care nu știe să o gestioneze și care îl determină să refuze orice altă activitate care ar putea să-l tenteze în mod normal și cu care părinții vin ca alternativă. Ce este în mintea unui copil care amenință cu suicidul? Sigur, noi trebuie să fim atenți la orice amenințare de acest gen, pentru că poate să fie importantă, însă nu orice amenințare este chiar o intenție. Adică trebuie să verificăm și să nu fie o formă de a atrage atenția. Dar, indiferent dacă este o formă de a capta atenția și de a obține ceea ce își dorește, fie că chiar intenția este serioasă, nu putem nega intensitatea trăirilor emoționale și a disperării pe care copilul o are într-o astfel de situație. Pentru că trebuie să recunoaștem că răbdarea este o virtute pe care copiii nu prea exersează. Și dacă nu o exersezi, nu există în comportamentul lor și în felul lor de a percepe realitatea. Sunt copii nerăbdători care își doresc beneficiu și recompensa imediat, iar în general, jocurile oferă recompensa cu astfel de recompense îi atrage și creează dependența.
Pe de altă parte, atunci când nu obțin aceste lucruri, copilul este în stare, în momentele de furie, să aibă gesturi necugetate și se poate autoagresa, poate să chiar să aibă acte demonstrative de suicid, pe care ar trebui să le evităm prin discuții cu copilul, adulții din proximitatea lui, să fie atenți dacă copiii au astfel de manifestări extreme, dacă au comportamente de acest gen, dacă țipă, dacă distrug lucruri, să nu fie toleranți cu astfel de lucruri și să aibă doar explicația, este nervos și așa se manifestă el. Această toleranță nu este benefică nici pentru copil și nici pentru cei din jur. Trebuie să se intervină și să se intervină chiar prin intermediul unui specialist care să ajute familia și copilul să-și gestioneze și emoțiile și mai ales comportamentul, care să fie unul dezirabil. Nu la cea mai mică frustrare, el să aibă o reacție exacerbată și să aibă pretenția ca totul să se întâmple imediat. Așadar, părinții trebuie să se adreseze psihologului în momentul în care simt că situația le scapă cumva printre degete. Desigur că specialistul, psihologul, este cel care știe mult mai bine să gestioneze o situație de acest gen, pentru că este o persoană obiectivă, poate să observe din exterior dinamica familiei, motivul pentru care copilul s-a refugiat în joc și importanța pe care copilul o dă jocului. Pentru că, da, într-adevăr, jocurile online substituie în prezent foarte multe aspecte din viața obișnuită, normală a unui copil sau, mă rog, a unui copil pe care noi l-am descris și l-am creionat în sens clasic. Adică un copil care are prieteni, care se joacă, care are interacțiuni cu ceilalți, care are activități cu familia. Toate aceste părți ale vieții unui copil sunt substituite de joc și de asta foarte mulți copii care sunt singuratici, care sunt neglijați, care nu participă la viața de familie, se refugiază exclusiv în aceste jocuri și jocul pentru el are o conotație foarte importantă, o conotație uneori de viață și de moarte, așa cum ați început reportajul și ați spus că unui copii chiar amenință cu sinuciderea. Pentru că este zona lui de viață, o viață virtuală într-adevăr, dar poate să fie o viață paralelă în care el se regăsește, pentru că în viața lui cotidiană, în relațiile pe care le are în familie, felul cum este tratat, el se simte abandonat, se simte respins sau se simte singur pentru că ceilalți sunt foarte ocupați. Așadar, nu plasați vina doar, să spunem, asupra copilului respectiv, ci și asupra familiei, care poate nu-i acordă suficientă atenție. Desigur, am întâlnit foarte mulți copii. Desigur, sunt foarte mulți copii pe care i-am întâlnit și refugiul în joc nu a fost doar pentru că este un copil răzgâiat sau un copil care nu dorește alte activități sau responsabilități, pentru că așa a învățat să se refugieze în această lume în care el poate să controleze, în care poate să se distreze, în care poate foarte rapid să iasă și să aleagă altceva. Și este o lume preferabilă decât mediul din familie. Părinți care nu sunt prezenți, care sunt ocupați sau care pur și simplu cred că un copil poate să-și găsească singură activități și opțiuni în viață. Se implică foarte puțin, nu judecăm părinții, dar trebuie să înțelegem că acest comportament va avea consecințe asupra copilului, iar o intervenție brutală la un moment dat, când părintele conștientizează adicția copilului și vine cu pedepse și cu repercusiuni, nu este o metodă eficientă, pentru că, desigur, copilul va reacționa și va avea un comportament de respingere a disciplinei, pentru că el nu a fost obișnuit cu disciplina. Și faptul că îi interzice sau îl pedepsește pe copil să nu aibă acces online o săptămână sau o lună, nu face decât să ia orice sursă de vitalitate, de activitate. Bun.
și de sens pe care copilul i-a dat-o acelei lumii online. Și atunci, dacă îi tăiem, să spunem, accesul la respectivul joc, care este antidotul? Pe scurt, așa, ce putem face? Să-l direcționăm către activități sportive, dacă nu le va refuza și pe acestea? Sau care ar fi soluția? Desigur, din experiență vă spun că acești copii care preferă jocul și sunt dependenți deja de mediul online vor refuza orice propunere a părintelui pentru că el nu a experimentat. Părintele trebuie să aibă răbdarea și poate cu ajutorul fraților sau altor copii din familie sau din grupul de prieteni ar trebui să fie angrenat gradual în alte activități care să îl tenteze și să înțeleagă că aceleași senzații și aceleași emoții pe care le are în cadrul jocului poate le obține și într-un sport, așa cum ați spus, sau într-o altă activitate artistică sau nu numai, sau o activitate în care manualitatea este abilitatea explorată și exploatată, astfel încât el să obțină lucruri care să-i aducă bucuria. Să sperăm că va ajuta foarte mult campania de informare care am înțeles că va fi organizată în școlile din România. Este foarte bună pentru că este o conștientizare și foarte multă lume acum și-a dat seama că de fapt este nu doar un mof, ci este o problemă, nu este un trend, ci este o situație de viață în care trebuie să se intervină astfel încât copiii să se poată dezvolta echilibrat și armonios din toate punctele de vedere.